Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu a doua etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, etalare generală, să zicem, în care vorbesc despre voi și o altă persoană. Din partea mesajelor, vă veți alege poziția. Din partea mesajelor de la Înger, ați primit deja, fii doritor să-ți exprimi dragostea. Știm că majoritatea capricornilor, ca în general majoritatea semnelor de pământ, nu prea își exprimă dragostea, eventual în preajma anumitor persoane. Deci, v-am zis, eu cu capricornii m-am înțeles superb. Nu știu de ce alte zodii se plâng de această problemă a comunicării emoționale, dar probabil că eu fiind pești și ei capricorn, se creează un sextil frumos. Interesant, apropo de pești, că această carte a apărut și la pești. Probabil că aveți acolo un marcaj, într-un fel sau altul. Sau chiar dacă nu aveți marcaj, Neptun din pești, cu soarele vostru în Capricorn, eventual și cu Saturn în Capricorn, îndulcește, Neptun îndulcește un pic acel Saturn pentru unii dintre voi, sau a îndulcit, dar eu zic că îndulcește acum niște aspecte. Și că tot e Venus retrograd, dacă nu ați exprimat cuiva, exprimați-vă dragostea. E Neptun, că e apă, sunt scoici. Îmbrățișați-vă emoțiile. Emoții, apă, expresii de dragoste, posibil, trebuie să exprimați acea apă din voi, să nu vă lăsați uscați, să nu se crape pământul din voi. Hidratați-l periodic cu emoții și cu exprimări de dragoste ca să rămână rezistent. Dacă aveți ceva noțiuni de construcție, știți că este nevoie de hidratare înainte de a începe o construcție. Susțineți sau fiți de ajutor. Faceți un efort sincer de a arăta că vă pasă. Vă pasă de cineva. De cine rămâne de văzut. Iar simple acte de amabilitate. Deci cam toate arată sau confirmă sau vă atrag atenția că trebuie să fiți amabili, să vă implicați într-un mod mai emoțional. Pentru că și aici, am mai spus-o și la alte etalări, personajul trebuie să manifeste nu doar blândețe, dar și încredere, ca animalele să aibă curajul să vină la el sau la ea. Manifestați în principiu tot ce trebuie ca să atrageți încet, slow down, încetişor, să atrageți o nouă dragoste. Nouă dragoste poate să fie și o nouă etapă în povestea voastră, în relația voastră. Poate să fie și o nouă dragoste față de voi. Mai ales dacă, cum am spus și mai devreme, ce spune acolo, dorințele inimii. Și aici aveți, îmbrățișați-vă emoțiile. Dacă aveți emoții, cum am spus mai devreme, exprimați-le, urmați-le. Posibil că tot vorbim de emoții de apă. Și pentru că a apărut și cartea de la Pești, posibil unii dintre voi să aveți și vise și o relație sau comunicați, neapărat relație. Comunicați cu cineva care are planete în semne de apă, nu musai pești, dar în semne de apă. Posibil unii dintre voi puteți să visați, pentru că persoana aceasta doarme. Da, interesant, iar sunt pești. Visați la o nouă dragoste, la o nouă etapă într-o prietenie, da? O prietenie care se transformă în dragoste. Asta pentru că, dragii mei capricorni, leitmotivul acestei etalări este uniunea. Uniunea. Dar ce este și mai interesant la această carte este că vom vedea cum vor arăta și cărțile la partenerul 1, partenerul 2. Ori că vă pregătiți să vă întâlniți cu cineva care vă completează, eventual aveți marcaj pe nodul nord, nodul sud, și dacă vă întâlniți, fiți doritori să vă exprimați dragostea, dar îmbrățișați-vă emoțiile, că va fi emoție când vă veți întâlni, multe emoții. Eventual anticipați ca acest unicorn o posibilă relație în care vă veți susține unul pe celălalt, posibil amândoi
Nu la toată lumea este valabil acest mesaj, depinde în ce an sunteți născuți, dar posibil amândoi sunteți copii curcubeu. Că tot apare mesajul. Da? Fiți amabili în momentul în care, da, în momentul în care vă întâlniți. Fiți blânzi, nu fiți rigizi. Că uneori capricornii pot să fie sobri, dar știu că cei mai maturi au depășit această stângăcie și pot să fie foarte simpatici. Da, și uite așa, reușiți să manifestați acel vis, da? Am vorbit ce mi-aduc aminte, da? La carieră și la sănătate, de un vis care se poate materializa sau de un ideal care a fost pierdut. Reușiți să materializați acest vis, să-l aduceți în realitate, cu mici pași. Cu mici pași. Ia să umbliți ca să se vadă mai bine. Așa. Cu mici pași. Un vis. Despre o nouă dragoste. Eventual destinul vostru, că e o stea. Și a apărut la mundea și steaua. Deci încet, încetişor, așa, ca majoritatea zodiilor de pământ, intrați într-o uniune a sufletelor. Dar aici nu zice uniune a sufletelor. Aici spune doar uniune. Și asta mă face să cred că pentru unii mesajul ține de un alt aspect al vostru. Reușiți să echilibrați, cum am văzut mai devreme, dar o latura voastră emoțională și o latura voastră pământeană, un soi de yin și yang. Da? Masculin și femininul din voi înși vă. Și știți foarte bine cei care citiți în domeniu că în momentul în care reușim să ne integrăm, să ne completăm, să intrăm în totalitate în noi înșine, că tot aveți eremitul și căutați lumina, da? Găsiți acea lumină pe care o găsiți în voi și vă face să străluciți, să vă transformați dintr-un om rece, ca eremitul, căutător, să vă transformați într-un om care inspiră regina de bâte și nu contează sexul, vorbesc de ce reprezintă o carte, energia cărții. Regina de bâte transmite căldură, e plină de creativitate, de încredere, da? Și inspiră și pe alții. În acest motiv vom vedea, această uniune ar putea să reprezinte și o uniune în voi înșivă, care s-ar putea să vă emoționeze, cum am zis, și sunteți sfătuiți să vă lăsați aceste emoții să le îmbrățișați și să zburați. Ca acest Pegasus unicorn, să zburați cât mai departe, că vă duce departe această nouă cărare. Și să nu aveți dubii că sunteți pe drumul cel bun și posibil, cum am zis mai devreme, să fiți doritor să exprimați dragostea după ce vă găsiți dragoste față de voi, echilibru în voi înșivă. Și nu musai să exprimați dragoste cuiva anume, și tuturor oamenilor sau, în fine, ființelor care vin în preajmă, da? Veți fi înconjurați de diferite ființe. Arătați-vă această dragoste, compasiune, această lumină. La capătul setului de cărți iar reapare șapte de aer. Da? De obicei este mincinosul, dar în aceste de cărți, evident că eu simt că e vorba de o perioadă în care voi nu ați văzut niște lucruri, personajul nu vede. Poate ați comunicat din ceea ce ați citit, nu din ceea ce ați, asta că văd o carte, nu din ceea ce ați trăit voi. Și nu vorbesc musai de experimentări senzuale sau practice, vorbesc de experimentări emoționale, îmbrățișați-vă emoțiile, și spirituale. Da? Și spirituale. S-a văzut la carieră. A fost o viață sau o perioadă în care voi nu v-ați văzut adevărata ființă. Da? Ce diferență de cromatică. Monocromă aproape chiar. Însă în momentul în care... Poate unii dintre voi ați fost într-un triunghi. Triunghi, nu musai amoros la locul de muncă, ați fost între lupte, v-ați luptat eventual cu proiecțiile, cu ego-ul, da? Cu latura voastră, cu lumina și cu umbra voastră și trebuie să câștigați. Până la urmă, da, e ce frumos mesaj să vă ascultați, iar apare acest arbitru, are o cupă în mână, da? Cupa reprezintă emoțiile, îmbrățișați-vă emoțiile. Și cupa reprezintă și inima, printre altele, printre multe altele.
În aceste lupte, în această căutare spirituală, că iar apare journey, călătorie, pas, eremitul, da? Toate cele care țin de evoluție și ați avut și travel, da? În această călătorie și în aceste lupte, bătălii pe care le-ați dat ori cu voi, ori cu alții, opusul vostru sau proiecțiile voastre, a trebuit să vă regăsiți pe voi la mijloc, da? Da, să integrați toate aceste forțe și lumină și umbră și să faceți ceva special, să vă treziți la o nouă ființă completă. Dar iar interesant, ascultați-vă inima și aici zice intuiție, da? Urmați-vă intuiția. Posibil unii ați avut un 3 de aer urmat de asul de foc și regele de aer. Probabil că unii ați fost dezamăgiți într-un proiect sau într-o, să zicem și pe asta, într-o aventură, dacă sunteți mai tinerei, da? Ați avut o dezamăgire, dar trecând peste interpretarea tipic tarotului, să revin la cărțile care nu sunt chiar ca cele de tarot clasice. Urmați-vă intuiția și studiați, aici este Mercur, studiați, că știu că puteți să fiți foarte atenți, studiați cum să manifestați un nou drum, această nouă lumină recăpătată, nouă pasiune, recăpătată prin voi, prin toate câte ați trecut. Da. Eventual înțelegeți o perioadă de întuneric emoțional prin care ați trecut, cum a fost și eremitul, și vă ridicați ca un dragon plin de foc într-o zonă de emoții pozitive și din acest motiv vi se zice îmbrățișați-vă emoțiile. Îmbrățișați-vă emoțiile pentru că fac parte din noi și sunt și bune, sunt și rele, sunt și negative și pozitive. Și încercați din toată ființa voastră să le manifestați pe cele de lumină, pe cele pozitive, da? Hai să vedem că am vorbit destul de mult. Destul de mult. Să vedem. Cum relaționați voi în iulie? Oh, ce frumos asul de spade! Ah, ho, ho, ho. Frumos, frumos, da? Ce să mai zic? Asul de spade, victorie, pasiune, încredere, trezire, trezire. După, probabil vă găsiți lumina. După acel eremit, după acea tăcere, unii ați fost în separare, în fine. Încerc să nu mai lungesc atât cum am obiceiul, cum am avut obiceiul luna asta. Capricorn, persoana 1, Capricorn, soare, lună, Venus, ascendent, nord, în Capricorn. În suflet. Sunteți voi. Trebuie să studiați cum să vă detașați mental eventual de niște emoții negative, poate unii de un semn de aer, poate unii vă gândiți la o călătorie și vă faceți planuri, că valetul de monede își face planuri, e studios, am zis. Eventual simțiți că e în suflet, simțiți că sunteți mici în această nouă călătorie, poate unii dintre voi aveți ceva îndoieli. Dar, la capătul setului de cărți, trebuie să vă regăsiți pasiunea, încrederea, pentru că există un mare potențial. Dacă urmați, dacă lăsați ce este negru, da, gândurile negre, emoțiile negre și manifestați cu grijă ceea ce regăsiți în voi după acea călătorie spirituală, aveți șanse, aveți șanse, ia uite. Regele de bute, asul de monede, Marele preot și faetonul. Ia uite. Aveți șanse să manifestați ori un contract, ori o legătură spirituală profundă cu cineva. În suflet vă gândiți la toate aceste lucruri. Dar aveți ceva dubii? Eventual încercați să vă împământeniți emoțional după ce v-ați stresat mental din cauza unor experiențe triste. La ce se gândește numărul 1? Că sunteți voi, că sunt ei, rămâne de descoperit, voi știți. Nu sunt prea multe.
Numărul 1, la ce se gândește? Oho, ce frumos! La acest vis. Dacă ați avut niște experiențe triste, vreți să călătoriți, să vă detașați mental, am zis, și să mergeți către soare. Da? Dar interesant că aveți spade în suflet și pământ și aveți emoții în gânduri. Într-un fel, inversați pozițiile și poate unii dintre voi analizați prea multe aute, analizați prea mult emoțiile și nu știu dacă e bine. Ați vă gândit să comunicați cu un semn de apă care vă aduce multă bucurie, dar lucrurile au stagnat. Și dacă nu-i semn de apă, vă gândiți cum ar fi să fiți și voi căsătoriți sau într-un contract, dacă nu neapărat căsătoriți, într-un contract, să faceți jobul vieții voastre, să-l faceți din pasiune. Da? Dacă nu-i job, cum ar fi să fiți căsătoriți la casa voastră, casă, nu la bloc, da? Să aveți doi copii, o fată și un băiat, să aveți o soție frumoasă, fidelă, blândă. Cum acționează numărul 1? Eu tot am zis că poate sunteți voi, dar evident că poate să fie persoana cealaltă. Da, vedem. Cum acționează numărul 1? Am zis că sunteți voi din cauza că a apărut valetul de monede în suflet, da? Voi vă alegeți poziția, nu eu. Încerc să fiu mai neutră, totuși. Ok. Oh! Wow, cum acționați Capricornul. Poate la locul de muncă aveți niște discuții cu cineva. Poate unii dintre voi vreți să călătoriți rapid. Simțiți că teoretic, practic, trebuie să luați pas cu pas, dar cavalerul de spade se cam grăbește. Posibil că voi vă grăbiți să comunicați unii dintre voi sau să călătoriți sau să exprimați că asta face cavalerul de spade, un adevăr sau să dați vești sau primiți niște vești. Dar eu zic cum acționează. Bănuiesc că sunteți voi, că apar cel puțin două confirmări Capricorn. Rămâne de văzut și la clarificări. Despre ce vreți să comunicați? Că v-ați temperat un stil de viață, ego-ul, diavolul, după ce cineva v-a lăsat în urmă, ați încercat să vă vindecați, să vă găsiți echilibru, 4 de bâte, poate unii ați descoperit și despre suflete gemene, flăcări gemene și începe să vă doriți, vă gândiți cum ar fi să vă întâlniți voi cu flacăra voastră, geamănă, dar repet, ca să intrați în această vibrație, trebuie să vă echilibrați voi femininul și masculinul. Posibil vreți să comunicați. Cum ați tăiat voi niște adicții? Ce super frumos ar fi! Sau niște relații de codependență? Sau v-ați mai temperat, cum am zis, ego, ambițiile, că e Capricorn, chiar pe casa acțiunii, casa acțiunii poate să fie casa 10-a. V-ați mai... O să clarificăm. Dar pentru că a apărut temperanță, zic eu că v-ați mai temperat niște ambiții profesionale. De ce vă este teamă? Numărul 1. De ce îi este teamă? O, de dezamăgiri. Ați fost răniți, că de-aia aveți 6 de spade în suflet. Posibil un semn de aer, că iar apare pentru unii un semn de aer la locul de muncă sau în viața publică. Ați avut o relație toxică, posibil cu un semn de aer. Dar nu neapărat. Justiția, vreți să vă separați. Vă este teamă de această separare? Vă este teamă că nu se va face justiție? Repet, pentru unii poate să fie la locul de muncă 8 de monede. Aveți lacrimă, aveți separări, aveți momente de decizii importante. Iar apare regele de spade. Avocat, avocată, trebuie să alegeți. 2 de bâte, 3 de bâte și asul de bâte, eventual o nouă direcție. În job sau în... Adică un nou proiect.
sau în relații. Ce vă doriți? Haideți că vă gândiți la ce e mai frumos. Atunci trebuie să apară și la dorință ceva frumos. Capricorni sau numărul 1. Ce vă doriți? Hai încă o dată. Ok. Ok. Oh. Să o luați pas cu pas. Aici vă reprezintă. Sau o fecioară. Sau cine poate aveți marcaj în fecioară. Sunteți conștienți că dacă începe să manifestați, că asta face valetul de monede și cavalerul de monede, da? Manifestați. Dacă vreți să manifestați această eliberare și să puneți în practic acest vis, despre care am tot vorbit și la carieră, trebuie în primul rând, că asta a apărut în poziția sufletului, trebuie să deveniți un pic mai unii care n-ați fost eventual, mai stabili emoțional. Și vă doriți să o luați pas cu pas, să studiați, amândoi studiază pașii, își fac planuri de viitor. Foarte atent. Vom clarifica ce ar putea să însemne acest cavaler. Iaute, la capătul setului de cărți, luna. Semnul peștilor, al racului sau al scorpionului se dorește, deci în secret, că e în poziția dorințelor, vă doriți această întâlnire cu sufletul vostru pereche, care vă aduce fericire, flacăra voastră geamănă, da? Eventual vă doriți o împăcare, pentru că știți că voi ați fost foarte, ați pus blocaje, da? Ați fost mai stricți, da? Că e semn de pământ, dar vreți să renașteți. Ce să renașteți? După ce? Ce a fost? Ce vreți să lăsați în urmă? Ia uite, să lăsați în urmă niște argumente certuri, ia uite, trădări. Vreți să renașteți și să manifestați aceste suflete perechi, eventual într-un mod secret. Nu de alta, dar ca să nu apară acești invidioși. Să protejați acest suflet geamăn sau ce este, flacără geamănă sau suflet pereche, să-i protejați. E o tactică. Și cavalerul de monede are și el tactici, și nu doar cavalerul de spade. Și reușiți să manifestați. O dată. De două ori. Oh. Deocamdată. Ia să vedem. Aș vrea să clarificăm. Au fost triouri. Au fost triouri, triunghiuri. Dacă nu degeaba v-ați vindecat. Va trebui tăcere, va trebui vindecare. A fost cineva. Acum încercați să vă apărați. Să vă apărați de manipulatori care v-au pus în tăcere, la distanță, v-au pus în situații dureroase. 4 de spade, 3 de cupe, 5 de cupe. Eventual, mai este și altceva. Vreți să manifestați o persoană care plânge? În ce sens? Cineva plânge după voi sau a plâns după voi? Și să transformați aceste lacrimi în bucurie, să vindecați toate aceste lucruri, pentru că ați înțeles lecția spirituală. Da, vreți să manifestați, să luptați eventual pentru justiție divină, pentru această reechilibrare a voastră și emoțională și, da, înțelegeți. Hai să mai punem o carte, că acolo au venit două, hai să mai punem o carte. Ce înseamnă 5 de cupe? O temperanță, da, să vă vindecați după lacrimi. Eventual să-i vindecați pe ei, pe cineva din viața voastră la care vă gândiți, 10 de cupe, că le vă aduce fericire, dar posibil că ei plâng. Iar variază. Dacă nu sunt ei, vreți să vă vindecați de aceste lacrimi că ați avut, ia uite, 3 de spade în suflet și în suflet, în, uite, 6 de spade, 3 de spade, ați avut niște dezamăgiri, vreți să vă vindecați de aceste dezamăgiri și să manifestați acest suflet. Suflet, pereche la care unii doar visați. 7 de cupe, soarele, iar semn de pământ, vă gândiți foarte mult, vă faceți griji pentru ei. Vreți să le oferiți asul, ia uite, asul de spade, asul de monede, iar 6 de cupe, o relație sentimentală, suflete perechi, pentru unii din copilărie sau din altă viață. Numărul 2. Numărul 2. La ce se gândește? Deci este uniune, deci vă doriți întâlnirea
Întâlnirea, vindecarea acestei flăcări. Sau suflet, geamăn, sau suflet, pereche. La ce se gândește numărul 2? Ah. 6 de bâte. Se gândește la victorii. Dacă voi sunteți aici semnul de pământ, se gândește posibil. Probabil că și ei simt. Sunt mai multe feluri de a interpreta. O să încercăm să și clarificăm. Deocamdată prima variantă ar fi. Că vă așteaptă să manifestați victorie. Pentru că văd totuși doi ași. Și regele de monede este foarte stabil, da? E semnul taurului, nu musă e semnul taurului, dar reprezintă un semn stabil. Simte că lângă voi, sau voi le puteți oferi stabilitate, sau lângă voi își pot găsi stabilitate. E vorba de suflet, ce simt. Simt că este posibil, există potențial de victorie. Posibil că au unii dintre voi, dintre ei sau de la numărul 2, au luna în semn de foc. Luna în semnul leului. La ce se gândesc? Se gândesc că aici sunteți voi, da? Dacă ei se gândesc la voi, se gândesc că sunteți un pic, poate, prea înceți, prea stricți, într-un anume fel, prea tradiționali, chiar dacă unii sunteți mai neortodoxi. În anumite situații. Se gândesc că nu faceți niciun pas. Simt că există potențial de victorie, dar deocamdată ei ce au experimentat cu voi, gândesc că voi nu faceți niciun pas și că vă gândiți mai mult la bani, la stabilitatea voastră. Dacă ați schimba ceva, ați schimba vibrația și ați putea manifesta victorie. Ia uite. Se gândesc că se simt trădați din cauza acestei atitudini. Posibil regele de cupe. Da? Blochează. Și comunicarea, poate, și blochează accesul la emoțiile sale ca să se vindece, pentru că s-a simțit, iau de 4, 5. S-a simțit în frig, în ceață, singur, în condițiile în care persoana... Bănuiesc că semnul de pământ, bănuiesc, intuiesc, așa arată cartea, nu a acționat așa cum ar fi vrut ei. Dar încă în suflet simt acest potențial de victorie. Cum acționează numărul 2? Cum acționează? Eventual ei se gândesc la casă. Eventual se gândesc cum să-și refacă finanțele. Dacă e vorba și de viața lor personală. E interesant. Eremitul. Cum acționează? Nu comunică foarte mult, pentru că și ei trec prin niște traume emoționale, o transformare spirituală și ei trebuie să-și caute lumina. O să clarificăm. Da? Din acest motiv, iaute, iar reapare. Blochează regele de cupe, blochează accesul la oceanul său. Pentru că are nevoie de vindecare, s-a simțit trădat, a simțit că, ia uite, semnul de pământ, teoretic voi, ați jonglat între voi, între ei și altceva, s-au simțit izolați, da? Discuțiile au fost pentru ei, din perspectiva lor, destul de simpliste. Și în acest motiv s-a produs o ruptură, un turn. O separare. O să clarificăm. Asta e prima variantă fără clarificări. Probabil că la clarificări deja se complică lucrurile, că așa s-a întâmplat. Dar aveți șansa să ascultați eventual mâine, dacă nu aveți timp astăzi sau mai târziu. Luați-vă și vă o cafea, țigările și ascultați așa în răbdare. Că sunt mesaje interesante, zic eu. Mai ales și cu clarificări. De ce este frică? Oh, de amânări, spânzuratul. De aceste amânări. Ia uite, griji, fantezii sau iluzii sau confuzie mai degrabă. Mai degrabă confuzie după aceste griji. Și au făcut griji multe. Au fost blocați mental,
emoțional au fost confuzi în legătură cu, eu știu, ce s-a întâmplat între voi și își doresc transformare, iar moartea, transformarea, renaștere și să se vindece. Regele de cupe, asta își dorește, să se vindece. Și iar apare, da, asul de cupe, regele de cupe, steaua. Și iar blocaj. Blocat, trei de monede, semn de pământ. Da, pentru că s-au simțit consumați. Le este teamă că trebuie să facă prea multe sacrificii. Adică, cu alte cuvinte, așteaptă acțiune din partea voastră. Așteaptă să acționați. Da. Le este teamă pentru că e și în poziția gândurilor semn de pământ, patru de monede, și în poziția fricilor, le este teamă că lucrurile vor stagna în continuare. Și din acest motiv și-au răcit un pic, eu știu, felul în care se exprimă față de voi. Vedem. Ce își doresc? Hai să vedem. Ce își doresc? Dacă își mai doresc ceva? Ce își doresc? Oh, două cărți. Cred că s-a invers. Oh, da. Oh, da, ce frumos. Mamă, abia aștept să văd clarificarea, că deocamdată persoana a doua e foarte supărată. Foarte supărată. Foarte supărată. Își doresc și ei, pentru că s-au simțit trădați, pentru că la un moment dat nu ați comunicat sau n-ați putut să luați o decizie clară, își doresc vindecare și eventual să blocheze în această perioadă, că apare comunicarea, tocmai ca să se vindece. De ce se simt foarte trădați? Foarte trădați. Poate chiar și au fost bolnavi. Și totuși, oh, ce frumos, își doresc să se schimbe situația. Sunt conștienți că lucrurile se schimbă în timp divin, dar știți cum e? Chiar dacă suntem conștienți, uneori vrem mai repede. Simt, își doresc mult această împăcare. Da? Valetul de cupe, nouă de cupe. Își doresc să veniți cu împăcarea și de la... Pentru că și voi le aduceți fericire și ei vă aduc fericire. Voi vă gândiți la ei ca la un vis frumos. Ei în acest moment se gândesc ca la o... Cum să exprim? Și voi le împliniți toate dorințele într-un mod în care probabil miraculos, dar ceva nu s-a manifestat, că apare renașterea, judecata. Trebuie renăscută această pasiune. Și așteaptă să veniți cu această ofertă de împăcare, să vă cere scuze eventual, ca să manifestați 9 și cu 1, 10. Da? Să manifestați acest 10 de cupe, dragii mei. Da? În momentul în care cineva acționează emoțional, fii doritor să-ți exprimi dragostea. Uite, asta este. Fii doritor să-ți exprimi dragostea. Emoțiile, îmbrățișați-vă emoțiile. Fii de ajutor. Fii de ajutor. Nu stagna. Nu sta pe loc. Patru de monede nu prea e de ajutor. Pentru că stă pe loc. Păstrează totul pentru sine. Dacă e să gândească despre voi, s-ar putea să gândească că sunteți egoiști și că nu acționați în direcția lor. Poate ați acționat în direcția altuia. Asta așa, că ne-am uitat la în spate. Și își doresc și ei renașterea, își doresc, încă mai speră. Aha, interesant, nouă de cupe încă speră. Și valetul de cupe speră. Asta să-l pun la voi, da? Speră ca lucrurile să se schimbe. Încă mai speră, dar sunt conștienți că trebuie să blocheze, să fie un pic mai distanți, mai reci. Pentru că oricum gândesc că lucrurile mai stagnează o vreme, că s-au obișnuit cu lipsa asta de acțiune. Și cavalerul de monede vine foarte greu, din păcate. Sper să-l clarificăm. Posibil în trecut ați venit greu. Să sperăm că acum puneți totuși mai accelerați un pic. Da? Ce reușește să manifeste? Numărul 2. Numărul 2. Ce reușește să manifeste? Numărul 2. Uf! Unde ești?
E într-un proces foarte profund și intens de transformare, moartea, dar invers. Asta înseamnă renaștere, da? Renaștere. Încep să renască. Sunt conștienți că aceasta e o călătorie spirituală, o lecție spirituală, întâlnirea cu voi și toate câte au experimentat și dezamăgiri și așteptări și toate câte, da? Eventual, poate să fie sau să se resimtă toate aceste cărți și în viața profesională, nu doar în viața particulară, dar, cum am mai spus, viața personală afectează și sănătatea și viața profesională. Nu, am zis bine? Nu, nu sunt atentă. Deci viața personală afectează viața profesională. Bine, mai greșesc și eu. Deci e clar că este într-un proces de transformare și începe un soi de renaștere. Ceva se schimbă în viața lor. Am zis, se gândesc cum să-și păstreze stabilitatea financiară. O să clarificăm. Și iar, totuși. Oh, ce frumos! O, ce frumos! Posibil că totuși voi, pe care îi așteaptă într-un fel sau altul, pentru că vreți să temperați aceste lacrimi, persoana aceasta a fost în lacrimi, nu doar voi, și ei au fost, dacă oferiți această cupă de împăcare, transformați 5-ul în 6. Și 6 înseamnă, știți bine, o carte colorată în care se manifestă două suflete perechi. Vă regăsiți copilul din voi, bucuria, da? Posibil în secret, posibil această etalare de tarot, că tot a apărut, vă dă o confirmare unora, nu știu care, dar știu. Știu câteva persoane care trăiesc, da? Oracle Cards și Marea Preoteasă. Și uite, tot auzi zgomotul, ca și când cineva ar ciocăni și ar confirma. Uite, așa se aude. În fine. Și în secret muncesc. Muncesc ca să-și manifeste abundența, ca să devină împărătese. Se conectează eventual persoana a doua. Zicem noi, zic eu, adică noi. Noi, pentru că noi, știu eu de ce am zis așa. Și știe și ea. Să zicem că se conectează la intuiție. Pe de-o parte, simte intuitiv că veți veni cu acest gest de împăcare și până una alta muncește 8 de monede ca să manifeste abundență, să-și echilibreze viața, pentru că în acest moment are 4 de monede, are probleme financiare. Și uite, așa se va schimba de la 2, da? De la 2, de la tăcere, 2 de monede, de la jonglerie, de la tăcere, se va schimba energia. Da, muncește pentru această transformare dintr-o persoană care a trecut prin foarte multe decepții și amânări și este hotărâtă să aibă victorie. Decepții, amânări și vreau să zic probleme financiare, vrea să manifeste, este hotărâtă să aibă victorie. Să-și refacă viața. Hai să vedem clarificările cum sunt. Ia uite, s-a oprit la suferință. Suferință, probabil unii nu știu să primească. Se luptă când primesc emoții. Receptivitate, regina de cupe, da? Cineva trebuie să învețe să primească emoții. Îmbrățișați-vă emoțiile, că doar așa zice. Trebuie să învățați. Ia. Clarificăm primul număr. Ce simte? Ia uite. Lupte. Lupte în suflet. Eventual, repet, poate cu un semn de aer. Da? Este similar cu cavalerul de spade care apare și în viața publică. Vă afectează eventual sufletul. Acest personaj, dacă e un personaj cu care aveți conflicte mentale, vă afectează sufletul. Sufletul vostru se ia uite. E în suferință. Din cauza că stați într-un mediu, unii dintre voi, nu toată lumea. Totuși, aș vrea să mai clarific acest fighting. Ah, sunteți voi semn de pământ. Asta este maturitatea voastră, lecția voastră de maturitate, de stabilitate, ca să vă regăsiți, eu știu, culoarea, abundența în suflet. Emoțiile. Acel lut care, ca să vă remodelați sufletul. Am înțeles, interesant.
Și totuși cineva se simte vinovat în relație cu... Da, unul dintre voi, bănuiesc acest personaj, cu cineva în relație... 19 este luna, semn de apă, peștera, scorpion. Cineva se simte vinovat că nu a exprimat, că nu a călătorit mai aproape de persoana dragă. 10 de cupe, 10 de cupe, 10 de cupe. Trei cărți. Am zis, vă gândiți să călătoriți, a apărut. Ia uite, vă gândiți că e o transformare. Eventual vă gândiți că și ei se transformă, că își... Nu e tur, nu este breakthrough. Similar cu judecata, cu justiția. Nu, cu justiția. Este similar cu justiția. Vor să-și facă justiție sau vreți voi să faceți justiție divină într-un fel sau altul în relație cu acest personaj care vă aduce multă bucurie. Vreți să transformați, ăsta e gândul vostru, să călătoriți. Eventual să comunicați 8 de foc. Să comunicați și să spargeți blocajele către acest vis. Și sunteți conștienți că e în gând, sunteți conștienți că în momentul în care spargeți blocajele și puteți să comunicați, să călătoriți mai aproape de acest vis, vă transformați viața. Și e interesant că transformarea apare și în poziția lor, da? Moartea, transformarea. Cineva a vrut să aibă controlul mental. Clarificăm diavolul și cavalerul de spade. Clarificăm diavolul și cavalerul de spade. Cărțile astea sunt mai tare. Asta vrea. Ia uite. Regina de cupe. Vreți cu orice chip să comunicați eventual. Poate frumos ar fi să fiți și doritor să exprimați, că asta face cavalerul de spade. Exprimă. Da? Ce? Receptivitate, regina de cupe, dragoste. Exprimă dragoste. Și aici sunteți voi. Dar nu sunteți diavoli. Haideți, mai că mie îmi plac capricornii. Însă lucrurile iar se manifestă destul de greu. Roscuța testoasă, cavalerul de monede. Dar eventual învățați să comunicați și altfel. Poate unii dintre voi, pentru că diavolul înseamnă și ego și obsesii, pentru cineva care vă emoționează, vă umple sufletul, da, de emoții, le comunicați acest lucru. Că, într-adevăr, v-ați gândit foarte mult la ei. Și când cineva se gândește foarte mult la ceva, mai devreme sau mai târziu, manifest. Acum depinde cum vă gândiți. Mai dăm o carte, totuși. Ok, asta. Ia uite, v-ați simțit singur fără această regină de cupe, pe de-o parte. Iar apare eremitul. Vă simțiți în întuneric în acest personaj. Ce frumos. Nu este lângă voi. Eventual vreți să le comunicați că ei sunt lumina în viața voastră. Și aveți răbdare. Posibil că... Da, suflete, suflete perechi. Trei de spade. Trei de spade. Vă este teamă că dacă vă lăsați în voia emoțiilor, o să vă răniți inimioara. E doar o teamă, dar să știți că este un stil de viață mult mai înțelept să vă lăsați în voia inimii, că și v-a apărut ea a doua oră, vă arăt, da? Ascultați-vă inima și în momentul acela sunteți pe calea cea bună. E doar o teamă. Una este inima, una este să vă ascultați emoțiile și inima, și alta este să vă ascultați alte impulsuri. Încercați cei mai tineri să faceți diferența. Mai tineri, mai puțin tineri, da? Să faceți diferența. Dar în principiu eu v-am zis, am o părere foarte bună despre Capricorni, că sunt niște zodii foarte înțelepte. Acum, cu cine ați experimentat aceste lucruri sau în ce stat? Poate sunt unii mai tineri, mai... Acum depinde ce planete pe unde aveți. Ce acest cavaler de monede? Ia uite, cavalerul de monede sunteți voi. Vă doriți ca voi
să ajungeți la o nouă conștiință, eventual, că tot apare temperanța, da, foarte frumos, să vă curățați chakrele, că tot a apărut eremitul, da? Și voi sunteți într-o călătorie spirituală și sufletul vostru, pereche, și repet, ca să vă uniți, să intrați în uniune, dragii mei, să intrați în uniune, că aici este leitmotivul, trebuie amândoi să vă simțiți compleți, am zis corect, corectați-mă, cum mai greșesc și eu, da? În sufletul vostru, în viața voastră și în momentul în care sunteți în echilibru cu latura voastră feminină, masculină, puteți să vă întâlniți în voie. Ce vă doriți? Să manifestați eventual acest al treilea ochi, toate chakrele eventuale. Interesant, văz niște stele, o constelație, eventual destinul vostru scris în ceruri. Interesant mesaj. Să aveți această conștiință a misiunii voastre. Și în momentul în care vă înțelegeți această misiune, sunteți hotărâți să mergeți pas cu pas. E o călătorie, iar. Da, altfel, de o călătorie conștientă, de manifestare, nu mai e de căutare ca la eremit. Știu că unii faceți diferența, ce mă bucur că unii faceți diferența. 5 de cupe. Iac, iac, iac. 5 de cupe, stres. V-a stresat. Oricineva v-a stresat, sunt undeva la locul de muncă, posibil, în viața publică, că a apărut și diavolul și cavalerul de spade, cineva v-a stresat. Posibil un semn de foc, da? De v-a adus la lacrimi, la decepții, la dezamăgiri. Ori voi ați stresat un semn de apă prin faptul că nu ați exprimat dragoste, dar vreți să temperați, să vindecați. Ia uite, drăgostiții, colaborare dacă e loc de muncă sau ia uite, acest îndrăgostiți, posibil la distanță, da, s-a amânat. Unii dintre voi trebuie să amânați, să vindecați. A apărut healing, aici este temperanța. Mă auziți, da? În principiu mă auziți. Să pun microfonul mai sus? Eu zic că se aude. Tam, tam, tam. Temperanța. Capricorni. Sunteți într-o perioadă de izolare, s-a văzut. Ia-s prea multe. De renaștere și voi, că s-a văzut, iar am văzut, m-ați văzut voi, dar am văzut eu, ribos. Ok, ok. Oh, ia uite, cum se leagă, dragii mei, să nu ziceți că nu se leagă. Dacă cineva a plâns, voi sau ei, sau cineva, poate un semn de foc plânge după acest transformare sau schimbare, că am văzut și o regină de bâte la un moment dat, care v-a stresat, poate ei plâng. În fine, trecem peste asta. Temperanța. Adică vindecarea unei inimi rănite, că asta e 3 de spade, 3 de spade, isolation. Dacă nu v-ați exprimat dragostea, dacă ați fost mai reci, învățați să vă exprimați, manifestați înțelept. Vindecați această inimă rănită. Ce frumos, mă bucur pentru voi. Ia să vedem numărul 2. De ce e 6 de bâte acolo în sufletul lor? În suflet apare 4 de bâte, dar invers. 4 de bâte reprezintă participare sau casă, acasă. Dar de ce invers? Ori sunt departe de casă și vor să vină, se gândesc să călătorească, eventual, pentru unii mesaj special. Pentru alții, posibil, simt, ei așa simt, că nu ați participat în manifestarea acestui suflet, că asta înseamnă 4 de bâte, iar de obicei e 11-11, da? Am văzut la un moment dat, e unde era. Hai să vi-l arăt. Știți, cei care urmăriți tarotul, da? Unde e? Da, trebuia să fie pe aici. Simt că e pe aici, da, dar nu știu unde e încă. Să vă arăt cum arată 4 de bâte. În fine, o să vi-l arăt odată. Deci 4 de bâte, sunt 2 bâte într-o parte, 2 într-o parte și 2 personaje la mijloc. Dar fundația unei relații, asta reprezintă 4 de bâte. Dar a venit invers. Eventual simt că nu ați participat la această fundație, la această relație, la această casă, așa simt ei, din cauza unei atitudini mai egoiste. Posibil, e așa simt, dacă este vorba despre voi, așa simt. Haideți să și clarificăm totuși. Da.
clarificăm totuși, mai dăm o carte pentru această poziție sufletească. Cei șase de bâte și... Cine-i șase de bâte? Încă o carte, încă o dată. Simt asta să... Oh, let go. Control. Probabil că și ei au încercat să-și controleze sufletul. Și trebuie și ei, în felul lor, dacă sunteți suflete perechi sau, în fine, într-un fel sau altul vă oglindiți, să zicem, anumite trăsături. Simt că trebuie să lase în urmă ceva. Let go, control. Eventual, dacă e vorba de voi, simt că trebuie să lăsați voi în urmă controlul ca să manifestați victorie în această casă sau relație sau flăcări gemene care încă este în aer, da? Dar este nemanifestată. Până nu lăsați în urmă controlul mental, da? Doi de, ia uite și proiecțiile și așa, până nu manifestați curaj și echilibru, compromis, nu puteți crea creatorul, această relație și rămâneți în stres mental și în stare de vină. Patru de monede. Repet, și ei pot să simtă că trebuie să-și controleze anumite porniri. Patru de monede. Uf, au niște greutăți, dar pe care la fel trebuie să le lase în spate. Interesant că am vorbit despre voi la patru de monede, că se gândesc la voi că nu acționați și eventual se gândesc că șase de spade a apărut și aici în sufletul, ia uite, în sufletul primului număr. Șase de spade, șase de spade, da? Eventual se gândesc că trebuie să ieșiți din niște șabloane, niște tipare care vă obosesc, vă îngreunează acțiunile. Și să le lăsați în spate, da? Aici la fel. Persoana lasă niște ape tulburi ca să meargă către soare. Eventual, mai este și varianta că își doresc să... Greutatea este în gând. Faptul că se gândesc la voi și voi nu acționează, le produce multă durere și simt nevoia să se detașeze mental. Hai să mai clarificăm. Foarte complicate cărțile. Am fost la câteva zodia. Oh, ia uite către împărăteasă. Taur sau balanță, mai mult sau mai puțin. Dar în primul rând către împărăteasa pe care am văzut-o la un moment dat la sfârșitul numărului 2. Ah, uite aici. Uite aici unde s-a terminat și setul de cărți, da? Aici s-a terminat, da? La valetul de cupe, marea preoteasă și împărăteasă. Se gândesc că vor să se detașeze, da, asta vor să facă, să se detașeze ca să se echilibreze financiar, că au probleme financiare, să muncească ca să-și atingă abundența, pentru că sunt conștienți că în momentul în care, ce înseamnă abundență? Să se integreze yin și yang-ul, da? Masculin și feminin în ei, într-un fel sau altul. Plus că se gândesc la o chestiune de moralitate, că viața lui se răstoarnă și trebuie să vadă în spatele iluziilor. Să clarificăm eremitul. În felul în care acționează. Deși este eremitul, în felul în care acționează. Da, în fel, sunt într-o călătorie spirituală și ei, și ei trebuie să-și găsească lumina. De fapt, suntem cam toți, pentru că vorba aceea, ce se întâmplă în lume, ne influențează pe toți într-un fel sau altul. Oh, ce frumos! Încearcă să caute ghidaj, lumina, nu doar interioară, dar și ghidaj divin, despre cum să-și reconstruiască viața trei de monede. Posibil și cu voi. Rămâne de văzut. În ce poziție sunteți pe lista de priorități? Dar simt că deocamdată prioritatea acestei persoane este transformarea sa, ieșirea din boală, din trădări. Persoana singură, ia uite luna, care vrea să integreze, iar am vorbit, da, lumina și întunericul, masculinul și femininul și să intre într-o nouă existență. Luna, știți ce înseamnă? Rac sau pești sau scorpion.
Clarificăm fricile. Care erau fricile? Erau acest spânzurat. De ce acest spânzurat? Oh, rebelul. Rebelul e împăratul de obicei. Dar ce opusă atitudine. Evident că acesta este rebel și sparge lanțurile. Celălalt este legat, este spiritual, semnul peșilor, semnul berbecului pentru unii. Eventual împăratul a dorit controlul cu orice chip și din cauza asta s-au produs niște amânări. Eventual împăratul a vrut să domine și din cauza asta celălalt s-a sacrificat și nu a putut să manifeste ceva, o latură din el sau din ea. De ce este teamă? Eventual este teamă... N-are curajul să-și rupe, da... N-are curajul să-și rupă aceste legături, posibil față de voi sau față de altcineva. Este în poziția fricilor. Nu uitați că e talare colectivă, nu vă pot da un singur, iaute, iar apare luna, tăcerea, 10 de cupe, visul sau bucuria maximă, lumea. A fost un vis frumos, ia uite, încă încearcă să... Nu încearcă, pentru că în poziția fricilor este teamă să mai viseze, pentru că... sau să mai spere, pentru că până acum au fost doar amânări, spânzuratul. Unul dintre voi a vrut să controleze situația cu acest împărat. Este teamă. Din acest motiv se gândește să manifeste varianta, da, femeia divină din ei. Nu contează ce sex sunt. Este teamă că bărbatul divin sau flacăra geamănă, că tot vorbim de uniune, da? Nu se poate rupe. Nu musa ei. Împăratul nu se poate rupe. Dintr-un stil de viață. Ok, deci apare 10 de spade și 2 de spade în invers. Îndrăgostiți, își doresc îndrăgostiți, să fie îndrăgostiți, își doresc să se vindece, da, ce frumos. Își doresc să se vindece, au nevoie de tăcere cu acest 2 de spade invers. Ha. Și își doresc, ce frumos, întâlnirea, reunion, întâlnirea cu sufletul pereche. Eventual, pentru chestia asta, încearcă să se transforme, da? De la această stare de victimă, de rănit, de persoană care are niște lipsuri financiare sau și alte lipsuri, da? Să se transforme în împărăteasa, care am văzut-o mai devreme, da? Marea preoteasă și împărăteasă. Într-o persoană spirituală, abundentă, lucrează de zor la această transformare. Profesorul este un profesor spiritual. Posibil, totuși cineva îi ghidează, îi susține în această transformare. E totuși o mare preoteasă. Dacă nu sunt ei, dacă ei vor să reprezinte împărăteasa, posibil au o mare preoteasă că tot apare. Sau voi, dacă sunteți voi aici, da? Sau voi. Există un ghidaj prin tarot. Poate ascultă etalări de tarot și se ghidează, se inspiră, da? Ca toată lumea. Este dreptul nostru, al vostru, da? Să vă găsiți confirmări. Asta. Ați înțeles, da? Drăguții mei Capricorn. Da, își doresc să ia de la zero. Săriște într-o nouă direcție. Să iasă din colivie. Eventual să-și schimbe casa și să manifeste lumina. Să împarte lumina. Eventual, regina de bute, care a apărut mai devreme, la un moment dat, să aibă încredere. De ce e moartea? Invers. De ce e moartea? În primul rând, de ce e moartea? Bine, știm că e transformare. Hai să vedem ce cărți. Capricorn. Asta. Oh, vindecare? Am zis și mai devreme. Mulțumesc mult de confirmare, dragul meu tarot. Sau dragile mele cărți de tarot. Vindecare? Vor să-și recapete energia, da? Și să iasă din întuneric, dragii mei, uitați. Din întuneric, să fugă de întuneric. Cu intensitate maximă, cu viteza luminii. Iar apare semnul racului, al peștilor și semn de pământ.
Iar apare spânzuratul, o nouă viziune. Da. Reușesc să iasă din starea de victimă sau de suferind, nu mă să-i victimă, de suferind și să se vindece. Asta faceți. Asta faceți. Puf, puf, puf. Cât am vorbit? Iar am vorbit o oră. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, vine și ce mai vine, vine și vărsătorul. Pa!